Dacă, deci de-aia spun că dacă era unul din ăsta nou sau altul și venea mai tare... Aici, în secția asta, sau aici, o grămadă de accidente s-au întâmplat și niciodată, domnule, când se întâmplă ceva, vine și umblă la semafoare. Când, după ce o trecă, nu mai face nimic semafoare astea. Îți de 2 ani jumătate semafoarele montate și nu funcționează nici astăzi. Nu au fost niciun accidentat, rău. Poftim? Acum nu, acum nu s-au accidentat nimeni. Sunt multe semafoare și nu se respectă. Nu se respectă. Domnule, nu respectă tu celălalt la mine, să-l usuri pielea. Nu se respectă, vă spun. Frumos, nu? Ce se întâmplă? Spuneți, lasă-mă că mă cheamă domnul. Cum ar? Numai l-ați văzut că ați trezut pe el în față. S-a întâmplat, domnul meu. Ce să facem? Da, trebuia frumos să stai, făceai pac când era liber. Ai 100 de euro acum? Nenorocire, un final nu s-a asigurat și asta e. Ce putem să zicem altceva? Tramvaiul trebuia să intre în stație. Tramvaiul era la intrare în stație, a trecut jumătate intersecția, era cu viteză destul de redusă. Altă variantă nu a avut ce să facă. Asta e un viral direct, nu s-a asigurat. Asta e situația. Păcat și de autobuz și de tramvai. Noroc că nu sunt victime. Altceva nu pot să vă spun, că eu sunt mai în spate, colegul din față. Dacă îl întrebați pe el, el vă poate spune mai multe. Detașamentul Arad a intervenit cu 2 echipaje, un echipaj smurt și un echipaj descarcerare. În momentul sosirii la locul accidentului au constatat că este vorba despre o victimă, vatmanul tramvaiului, încarcerat datorită coliziunii dintre acesta și autocar. Nu mai există alte victime, autocarul nu transporta persoane, în tramvai erau câțiva călători care au coborât în siguranță. Prin manevre specifice de descarcerare, vatmanul a fost extras din tramvai și predat către echipajul smurd, fiind transportat la unitatea de primire urgențe a Spitalului Județean Arad pentru evaluarea stării de sănătate. Capitan Pleșca George, ISO Arad. Thank you.
stat acolo cu porc. Ramona, tá aí, ok, lá.